haide să trecem dincolo de terapiile acestea exterioare sau dacă mai aveți și alte știu și eu noutăți sau secrete care țin de terapia externă cu produse apicole. Vă rog dacă vreți să ni le împărtășiți și după aceea să ne reîntoarcem și la modul de administrare internă al produselor apicole și care sunt punctele forte ale acestor produse? Sunt produse vechi pe care le cunoaștem de foarte mult timp și nu facem altceva decât să redescoperim efectul minunat asupra corpului uman al acestor produse. Mierea poate fi aplicată și a fost aplicată din vechi timpuri pe răni. Soldații cunoșteau aceste lucruri, dar și oamenii de la țară, pentru că are efect antibacterian foarte bun și de aceea nu se dezvoltă germeni în plaga respectivă. Acum am ajuns să investigăm în laborator aceste lucruri și să vedem care tip de mier este cea mai bună, să dezvoltăm din punct de vedere științific aceste lucruri pentru a putea să le aplicăm cu maximă eficiență în practica de zi cu zi. În ce privește folosirea internă, care probabil este cea mai importantă a acestor produse, cred că ar trebui să vorbim câteva cuvinte despre fiecare produs în parte. Și probabil că ar trebui să începem cu cel mai cunoscut produs, cu mierea de albine. Cu toții știm că, în funcție de florile vizitate de albine, mierea poate fi de mai multe feluri. Cea mai cunoscută miere probabil este cea de salcâm și cea polifloră. Ambele sunt de bună calitate. Dacă m-ați întreba pe care o prefer, v-aș răspunde că pentru copii, cu siguranță, este mai bună mierea de salcâm, probabil apoi cea de tei, iar pentru oamenii adulți, mierea polifloră este cea de prima alegere. O putem folosi simplă sau în combinație cu alte produse. Aș vrea să discut aici doar produsele apicole și haideți să deconspir un pic, să vă dau o rețetă concretă, să înțelegeți ce înseamnă în practică. Un produs foarte bun pentru această perioadă de iarnă, care ajută sistemul imunitar al corpului să fie mai puternic și care este practic un bun energizant și pentru copii, dar și pentru adulți. Știți că toate produsele care sunt foarte bune pentru copii se pot administra și la adulți. Și atunci, un produs simplu, am să vi-l explic în proporții ca să înțelegeți mai ușor. Miere de salcâm în proporție de 75%, în care se adaugă polen proaspăt în proporție de 23%, să iasă mai ușor, 1% lăptișor de matcă și 1% tinctură de propolis. Toate se amestecă și se omogenizează împreună, după care se administrează la copil o linguriță dimineața, o linguriță seara, iar la adult o lingură dimineața, o lingură seara. La început este bine să începeți după masă pentru a proteja stomacul și a vedea cum reacționează copilul. Copil înseamnă oricum peste vârsta de un an. Iar da, și mă gândesc zile, că totuși la copilul mic, de la 1 la 3 ani, dozele pot să fie chiar și mai mici. Deci început cu jumătate mici, de linguriță. Dar la un copil de grupa mare sau de clasa 1, două lingurițe pe zi, okay. Da, e bine și chiar e foarte bun la gust. O să vedeți ce se va întâmpla cu copilul dumneavoastră în această iarnă, cum va trece peste frig, peste viroze și peste alte probleme specifice sezonului rece. Minunat! Da. Pentru că a venit vorba despre polen, haideți să spunem câteva vorbe și despre polen. Există și aici mai multe categorii de polen și deja se găsește, să știți, și în Brașov polen crud, sau cel puțin puteți să comandați la magazin să vi se aducă polen crud. Este mai pretențios pentru că trebuie ținut la congelator, deci nu poți să-l lași în aer, în temperatura ambientă uzuală, dar este foarte sănătos. Așa este. Ați folosit în terapie sortimente de polen specifice din plantă? De mai mulți ani, cu siguranță, da. Este bine că în România, în ultimii 3 ani, au apărut mai multe firme care comercializează aceste produse. Ar trebui să vă explicăm un pic ce înseamnă polen crud, polen proaspăt. Polenul crud este cel recoltat din 2 în 2 ore de la stup și congelat rapid. Este o tehnică pusă la punct de francezi, pe care am preluat-o și noi.
se păstrează strict la congelator acest polen, iar când este folosit, se poate păstra pentru maxim o săptămână la frigider, pentru a-și păstra proprietatea de proaspăt. Pentru că atunci când pierde foarte multă apă și devine uscat, este mult mai alergen. Poate afecta stomacul dacă nu este folosit cu știință. Ca și tipuri de polen, să amintesc aici numai pentru cei care au afecțiuni vasculare, minunatul polen de castan. Pentru cei care au afecțiuni cardiace, minunatul polen de păducel. Da. Și eu vreau să ajung tot la polenul de castan și să vi-l recomand, pentru că am văzut foarte multe persoane care au o afectare a microcirculației, acea slăbirea rezistenței peretelui capilarelor, vaselor de sânge și acele vânătăi care ne apar și acele dungulițe roșii care sunt foarte neplăcute, fie pe față, fie pe corp. Și bineînțeles cei care au o insuficiență venoasă sau varice, astfel încât este un remediu mai puțin folosit. Probabil că mulți dintre dumneavoastră chiar nu l-ați folosit deloc și alături de toate celelalte preparate care conțin rutin sau antociani sau diverse produse care tot din plante sunt, deci tot naturale sunt, cel puțin pe terapia aparatului cardiovascular și pe terapia sistemului venos, cam plante sunt, chiar așa și... Este. Nu dau nume de medicament, da. Există un singur medicament pe care noi îl cunoaștem, dar nu o să-l spunem aici. Da, diosmina care e extrasă, da, deci este da, tot este din plante. Este singurul demonstrat care așa da? Este. Și care se folosește, de fapt, și în afecțiunile ficatului, de asemenea, plantele sunt cele care ajută și remediază situația. Deci cardiacii, polen de păducel și cei care au probleme venoase și chiar hemoroizi, polen de castan cu foarte multă căldură vi-l recomandăm și se găsesc, deci nu sunt rarități. Așa este, se găsesc, puteți intra ușor pe internet să dați o căutare și o să vedeți firmele care produc aceste tipuri de polen de la noi din țară, mă refer. Da. Ce vreau să revin puțin la modul de administrare pentru copii al produselor apicole. Eu v-aș recomanda să faceți o administrare treptată, deci să nu le dați doza întreagă dintr-o dată, să le dați sfert de doză câteva zile, să se obișnuiască, pentru că, într-adevăr, am văzut și eu mulți copii care sunt hiperreactivi și imediat fac bubițe, se înroșesc, au mâncărimi și așa mai departe, și să nu riscăm să stricăm chiar un tratament bun. În mare majoritate, aceste reacții alergice sau pseudoalergice sunt datorate multor chimicale care se găsesc în alimente și chiar și a faptului că fructele și legumele sunt stropite și contactul cu substanțele chimice este foarte intens, ca atare... E bine ca în momentul în care introducem un tratament nou care are o eficacitate mai rapidă și tranșantă, cum este tratamentul apiterapic, pentru că și propolisul și polenul sunt remedii destul puternice, intense, știți? Și atunci, ca să nu apară celebra alergie la polen generată chiar dintr-un tratament apiterapic, mai bine să faceți introducerea treptată a remediilor respective. Adică dacă vreți la un copil de un an sau un an jumătate, să zicem că la un an e aproape chiar sugar, să-i dați și lui câte un pic de polen, începeți cu câte o bobiță, două, nu începeți cu un sfert de linguriță, știți? Și creșteți treptat până la maxim 10 bobițe. Și asta este tot. Și se poate pune chiar în puțin iaurt, pentru că polenul este liposolubil, mai ales polenul acesta crud se dizolvă foarte ușor. Și atunci ai dați 3, 4, 5 lingurițe de iaurțel și e foarte bun la gust. Deci zici că e iaurt cu fructe. Și copiilor le place foarte mult. În plus, polenul este un suport proteic excepțional. Așa este. Conține foarte multe substanțe. Este un produs care are atât de multe vitamine și minerale încât n-am avea nevoie de niciun alt supliment alimentar dacă am consumat cu toții regulat acest polen. Cum foarte frumos spunea un filozof, omul este făcut pentru evoluție și nu pentru revoluție.
Adică nu o să obținem niciun beneficiu dacă o să consumăm 100 sau 200 de grame dintr-o dată de polen. Cu siguranță doze mici pe o perioadă de cel puțin 10-20 de zile ne vor ajuta mult mai mult decât o doză șoc, care organismul nu va încerca decât să o anihileze și să o elimine. Pentru că sunteți în mediul militar și știu că militarii fac campanii din acele aplicații și așa mai departe, ați încercat în caz de devitalizare sau astenie să le dați remedii de genul acesta și să ducă mai bine o astfel de situație de campanie? Este foarte interesantă întrebarea pe care mi-o puneți. La noi în țară trusa de urgență a militarilor nu conțin sau nu conține produse bazate. Ar fi foarte revoluționară trusa aceasta. Să știți că în Statele Unite trusa soldatului american conține produse apicole. Interesant, într-adevăr. Este foarte interesant. Personal am aplicat tinctura de propolis cu foarte bune rezultate. Am ajuns la propolis cu această ocazie, folosind-o în primul rând pentru afecțiuni respiratorii, pentru că este foarte mică, este ușor de administrat, nu are efecte secundare și merge excelent. O poți da omului indiferent unde se duce. Da. Recipientul respectiv are 20 de grame. Da, da. Haideți să vedem și al doilea interviu cu domnul Antonio Couto, apiterapeut din Portugalia, și să trecem și la specialitățile mai tari, mai incisive ale apiterapiei, respectiv la veninul de albină. Suntem alături de domnul Antonio Couto, apiterapeut din Portugalia, și vom face chiar un mic experiment de apiterapie pentru dumneavoastră, respectiv vom face câteva înțepături de apipunctură pentru a vedea cât de ușor este acest procedeu terapeutic. O să rog pe Cristina Pavel să ne traducă pentru dumneavoastră. Bună seara, Antonio, și îți mulțumim că ai acceptat să facem acest mic procedeu terapeutic pentru spectatorii din Brașov. Și thank you for the invitation and she will ask you to participate at this experiment. Te rugăm să ne spui de unde pasiunea ta pentru apiterapie și pentru albine. How did you become passionate about apitherapy and how did you start this treatment? I am passionate about apitherapy, more beekeeping in the start, in phytotherapy, because my grandfather was he knows very well the plants, and since I was a boy I went with him to the forest to take plants, and he was teaching me this is for that, this is, and I like it very much, obviously. And in that time my grandfather had two hives to only to produce honey for us in the family. So I from the beginning I was a very fan of the bees. I loved them. And my grandfather explained me the bees are very clever animals and we can learn a lot from them. Antonio ne spune că încă din copilărie a prins această pasiune pentru apicultură de la bunicul lui, a avut câțiva stupi și cu acești stupi produceau miere pentru familie, dar să vedem acum de unde pasiunea pentru apipunctură. And after this time I was very curious about the bees, and some old beekeepers explained me that he could use the bee stings on the knees when he feels some pain, and one of them explained me that his grandmother was drinking one tea of bees for rheumatism in that time. So for me this, I think, was the X point in my life. I decided in that time to dedicate my life to learn more and more and more about bees. And of course I was learning apitherapy, but I didn't know in that time. Uh,
Deci, pasiunea pentru apicultură a început atunci când a aflat că bunica lui consuma un ceai de albine. Nu a explicat foarte clar how was this tea. Was like this normal tea, take some dead bees and put it in water, boiled, and after some time remove the bees and drink the water. Deci practic făcea o infuzie de albine. And I discovered too that when I was studying a little bit more deeply about this tea, I saw that thousands of years this tea is used for many different societies, like Egyptian, Chinese, Maya. So this is used for a long, long time. And I was very curious about it, and I start there my studies and my enthusiasm about apitherapy, and I start to see and many congresses around the world and courses and study as much as I can. Deci apoi s-a interesat și a văzut că și în alte locuri din lume acest tip de tratament era folosit, deci și ei au utilizat albinele din cele mai vechi timpuri și după aceea a început să participe la tot felul de evenimente, congrese și a ajuns și în România până la urmă. Și acum o să rugăm pe Antonio chiar să ne arate cum face această apipunctură. Este cel mai simplu procedeu de injecții cu venin de albine. Se poate injecta și un venin care este standardizat, fiolat. Cristina chiar este specialistă în această terapie cu venin de albine. Albinuțele le vedeți și dumneavoastră, el le ține în cutiile acestea cu puțină miere acolo ca să se hrănească. Și el ia acul albinei și îl plasează pe puncte de acupunctură în general, dar cred că poate fi plasat și pe zona dureroasă. Începem? I want to explain the method I use is a Japanese method, which means that we have to remove the sting from the bee and use only the sting with the special tweezer. So we use it many times in different places of the skin, and this method is really powerful because when we use only one bee and sting one point, is very powerful in that point. And the effect will be only there. So, and of course the pain is much more too. So, because bee stings are painful, we cannot say are not because we are lying. I use micro stings. It means the same stings, or it means that the same bee venom quantity in a much bigger area. It means that the people don't feel so much pain, and they can support better the treatment week by week because it's once a week. Deci, practic, metoda pe care o folosește el utilizează doze mult mai mici pe înțepătură cu un singur ac de albină. Poate să stimuleze foarte multe puncte și în felul acesta tratamentul este mult mai ușor de suportat. Și acum o să începem să vă arătăm chiar această metodă. O să rog pe Cristina să comenteze și... So we remove the sting. Deci îndepărtează acul albinei. Se poate vedea. And then we use many times like this. Și apoi facem mai multe aplicații ale acestui ac pe mai multe puncte. Da, simt, chiar simt înțepătura. Și pot să spun că la primele înțepături se simțea cum trage puțin. Și acum efectul este mai intens, începe să difuzeze în piele. O să încercăm și pe mâna. Să încercăm și pe mâna cealaltă. Sometimes it's not good anymore. No, we have to remove another one. Yeah, it's so. Oh.
sometimes it's not good position. You feel it? Yes, da, chiar se simte. Antonio mă întreabă dacă simt. Chiar se simte. Sunt foarte fine aceste înțepături, și, dar nu sunt deloc dureroase, așa cum este înțepătura de albină propriu zis. Sunt curioasă cum o să fie mai încolo. Chiar primele au început să se... After some time it's possible to see the red points. Pentru că se amplifică mult circulația locală și pentru aceasta și efectul este terapeutic, este foarte bun și eficient. Pentru că timpul nu ne mai permite, îți mulțumim că ai acceptat acest interviu pentru telespectatorii din Brașov și îți dorim foarte mult succes. Thank you. Thank you very much. Și bineînțeles că îl mai așteptăm pe Antonio Cuto în România și alte dăți. Dragi telespectatori, o să-l las pe domnul dr. Claudiu Mihaiescu să vă facă câteva recomandări de final, pentru că nu mai avem decât 3 minute de emisiune. Mi-amintesc de o întâmplare hazlie de anul trecut. Antonio este autorul ei. S-a hrănit 6 luni de zile ca o albină. A vrut să demonstreze că acest lucru se poate, că există, și chiar a făcut-o cu monitorizarea testelor de sânge lunar la laborator, sub supraveghere medicală, adică nu a mâncat nimic altceva decât produse apicole. Și a prezentat o lucrare interesantă din acest punct de vedere. Dar să ne întoarcem la venin, ca să spunem câteva și despre el. În primul rând, să spunem că este vârful de lance în terapia bolilor grave, unde medicina noastră alopată încă nu a descoperit cele mai bune tratamente. Și când spun asta, mă gândesc aici la bolile autoimune. Scleroza multiplă este cea mai poliartrită reumatoidă, favorizată, ca să spun așa. Dacă pentru poliartrită mai sunt câteva remedii, pentru scleroza multiplă este ceva extrem de dificil. Și să știți că chiar am văzut anul trecut la Congresul 3 un bărbat din Dâmbovița, parcă, care s-a vindecat complet cu înțepături de 80% albină. Din pacienții care sunt tratați cu venin de albină și nu urmează alte tratamente de altă natură, 80% au ameliorări, iar dintre aceștia, aproximativ 15% se vindecă definitiv, ceea ce înseamnă foarte mult. Și este doar un început. Da. Îți mulțumim foarte mult că ai acceptat să vii în emisiunea noastră. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori. Vă dorim să faceți multe terapii cu produsele stupului, pentru că acum este post și chiar aveți ocazia să consumați miere, polen, lăptișor de matcă, păstură, n-am vorbit nimic despre păstură, și tot ceea ce vă place de acolo, din aceste produse ale stupului. Pe săptămâna viitoare, la revedere! Be happy!